Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video ți-am pregătit etalarea pentru vineri 29 ianuarie. Hai să vedem care sunt energiile care o să iasă pentru această zi, pe partea de dragoste, pentru sănătate și pentru bani, carieră, situație financiară. Wow! O zi foarte încărcată, o zi cu foarte multă energie mentală, în care avem doar cărți de săbi. Pe partea de dragoste avem 10-le de săbi, o carte de finalizare, de tranziție către următoarea etapă, de eliberare de energiile negative din trecut. 10-le de săbi este și cartea de rămas bun, cartea de adio, care marchează finalul unei etape și începutul unei noi etape în viața voastră sentimentală. E posibil ca anumite cuvinte spuse în această zi să declanșeze o serie de evenimente care să ducă la finalizarea unei relații sau la finalizarea unei etape foarte negative, foarte toxice în relația voastră. Pentru o parte dintre voi este posibil ca relațiile voastre să se finalizeze foarte abrupt, din senin, fie pentru că aflați de o trădare, de lucruri care s-au întâmplat în trecut și acum ies la iveală. Pentru cei singuri, e posibil ca această finalizare să fie într-o relație de prietenie, să aflați că anumiți prieteni nu erau așa cum păreau să fie. Pentru cei care sunteți deja în relații, pentru o mică parte dintre voi e posibil ca astăzi să se finalizeze relația, mai ales dacă era o relație toxică, dacă lucrurile nu erau așa cum trebuie, dacă nu erați 100% pe deplin fericiți și împliniți în această relație. Nu vreau să vă speriați, nu vreau să vă panicați, pentru că nu toată lumea o să se despartă astăzi, doar pentru o mică categorie dintre voi, da, e posibil ca 10-le de săbi să vină cu o despărțire. Pentru cei care sunteți în relații ok, 10-le de săbi este posibil pur și simplu să pună accentul pe anumite elemente care nu erau 100% în regulă în relația voastră și ar fi indicat să nu ignorați aceste semne, să nu ignorați aceste lucruri, să nu le măturați sub preș și să le ascundeți acolo, pentru că toate aceste probleme o să se tot comaseze una peste alta și în timp n-au cum să ducă la lucruri pozitive. Prin urmare, atunci când în relația voastră ies la suprafață aceste lucruri care vă nemulțumesc, care nu sunt ok, discutați-le, dar faceți-o într-un mod calm. Asigurați-vă că aveți un ton al vocii, o tonalitate calmă. Nu ridicați vocea, încercați să vedeți lucrurile și din perspectiva partenerului sau partenerei voastre și folosiți-vă de această energie de 10 de săbi ca să rezolvați aceste probleme odată și pentru totdeauna. Pentru că 10-le de săbi, în esență, este o carte de finalizare. Dacă reușiți astăzi să rezolvați problemele critice din relația voastră, puteți să vă asigurați că nu o să vă mai loviți de aceste probleme niciodată. Tot ce se finalizează astăzi este bun finalizat, e bun terminat. Prin urmare, pentru aceia dintre voi care sunteți suficient de maturi încât să vă dați seama că relațiile bune, relațiile pozitive necesită foarte multă muncă și foarte mult efort și sunteți dispuși să depuneți acest efort pentru a vă construi relația pe care o visați, astăzi puteți să eliminați toxicitatea din relația voastră, să tăiați din rădăcină buruienile care cresc în grădina fericirii voastre. Dar pentru asta va trebui să demonstrați foarte multă înțelepciune, chibzuință și, bineînțeles, să aveți un partener sau o parteneră care este de asemenea dispus sau dispusă să depună acest efort. Pe partea de sănătate avem Regina de Săbii, o carte cu foarte multă putere, foarte mult echilibru și forță interioară. Regina de Săbii este cea mai înțeleaptă, cea mai deșteaptă regină din toată suita de tarot. Știe exact ce își dorește,
face studiile și cercetarea necesară ca să-și dea seama cum să obțină acest lucru și pe urmă își face un plan foarte bine pus la punct ca să obțină exact ceea ce își dorește. Regina de Săbii ne îndeamnă pe toți să cercetăm, să ne interesăm, să citim, să întrebăm, să ne lămurim exact toate întrebările pe care le avem referitoare la starea noastră de sănătate. Deci, dacă mergeți la medic și primiți un tratament, asigurați-vă că înțelegeți 100% exact cum trebuie să luați acele medicamente, cum trebuie să urmați tratamentul respectiv. Întrebați de 10 ori dacă ceva nu vă este clar. Nu plecați de acolo cu neclarități. Pentru o parte dintre voi, Regina de Săbii poate să simbolizeze un medic sau un terapeut pe care îl întâlniți astăzi. Va fi o persoană foarte bine pusă la punct, care cunoaște foarte bine domeniul său, da? Va fi un expert, o expertă pe area sa de lucru. E posibil să fie o persoană mai rece, mai introvertită, care vorbește un pic într-un jargon medical, dar dacă îi explicați acestei persoane că aveți nevoie de mai multe informații și o rugați să vă explice pe înțelesul vostru, va reuși să facă acest lucru, va reuși să vă răspundă la toate întrebările și să vă explice tot ce este de explicat pentru starea voastră de sănătate. E o zi foarte bună aici pe starea de sănătate, în care foarte multe lucruri se clarifică, în care puteți să înțelegeți foarte multe lucruri și e o zi foarte bună pentru a face un plan, un plan pe termen lung, un plan realist de care să vă puteți ține. O energie foarte frumoasă pe partea de sănătate. Pe partea de bani, carieră, situație financiară avem Asul de Săbii. O nouă idee. Adevărul iese la iveală și știți exact ce trebuie să faceți, cum trebuie să acționați. Asul de Săbii este ca lumina verde de la semafor, care vă dă liber să acționați, să faceți lucrurile pe care trebuie să le faceți exact ca să obțineți cariera, afacerea, investiția, starea financiară pe care vă doriți. Asul de Săbii ne arată că acum este momentul să acționați, să vă bazați doar pe forțele proprii, să fiți realiști, să vă faceți planul de acțiune și să-l urmați pas cu pas. Pentru aceia dintre voi care la locul de muncă sau în afacere aveți colegi sau parteneri care sunt toxici, care vă țin în spate, astăzi este ziua în care trebuie să luați această sabie în mână și să tăiați orice legătură cu aceste persoane, pentru că vă țin în spate și nu au ce să caute în viața voastră. Este o zi foarte bună pentru scriitori, oratori, pentru a ține o prezentare, o prelegere, o conferință, o zi foarte bună pentru politicieni, avocați, profesori, pentru toți cei care trebuie să apară în media, o zi foarte bună pentru a iniția proiecte de marketing și advertising, pentru a da drumul la o strategie de reclame, pentru a atrage clienți noi, pentru a implementa tehnologii inovative, tehnologii care să eficientizeze timpul și modul de lucru. Pentru cei care vă gândiți la investiții, este o zi foarte bună pentru a investi în IT, în noi tehnologii, în tehnologii medicale, în orice privește către viitor și către optimizarea flow-ului de muncă. Și înainte să finalizăm etalarea pentru această zi, vreau să vă scot și un card de înțelepciune, să vedem care este mesajul pentru toată lumea. Pentru cei care vreți să vă pregătiți pentru luna februarie, vreau să vă aduc aminte că am pus deja pe canal etalările pentru fiecare zodie în parte pentru luna februarie. Vă rog să vă uitați mai ales la partea de horoscop, în care vă explic la ce să fiți atenți sau ce probleme poate să aducă în viața voastră Mercur retrograd. Dacă nu ați văzut încă aceste videouri, sunt aici în colțul din dreapta sus, link către tot playlistul. Și acum să vedem mesajul pentru această zi. Am un potențial nelimitat. Să mă iubesc pe mine și să am gânduri vesele și bine alese reprezintă cea mai rapidă cale de a-mi crea o viață minunată. Un mesaj foarte frumos
care vă readuce aminte de ceea ce vă tot spun de câteva luni încoace. Aveți grijă la gândurile voastre, pentru că aceste gânduri care se desfășoară constant în mintea voastră sunt exact ca coloana sonoră a unui film, care poate să vă facă filmul vieții voastre mai frumos sau mai sumbru. Puterea este în mâinile voastre. Nimeni din exterior nu poate să vă influențeze gândurile, emoțiile voastre interne. Doar voi puteți să dirijați orchestra în direcția pe care vă doriți. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și mâine. Pa, pa!